Sofia, doamna ministru Firea, domnule ministru Marius Budăi, doamna președintă Chiriac, stimați colegi din acest plenară atât de importantă ca subiect, vă mulțumesc tare mult pentru invitație și pentru acest subiect care doare. Abandonul școlar este un subiect și o realitate în același timp corelată cu fenomenul căsătorilor timpurii, care afectează în mod negativ și determinant, a spune catastrofal, viața fiecărui tânăr-tânără care se confruntă cu acest flagel. M-am obișnuit să privesc fenomenul abandonului școlar ca pe o boală. Privesc abandonul școlar ca pe un rezultat, ca pe o consecință a ceva care nu a funcționat, a unui sistem care undeva a dat greș. Părăsirea timpurie a școlii este de asemenea un rezultat al unui sistem care undeva s-a gripat, undeva s-a blocat. Dacă un organism este bolnav, el are nevoie de un tratament, iar acel tratament trebuie să fie unul complex și complet. Adeseori când ne gândim la abandonul școlar și la soluțiile pe care le avem la îndemână, venim cu soluții pe jumătate. Cadrul didactic încearcă să facă ceva, încearcă să-l ajute pe copil, îi este drag copilul și l-ar vrea la școală. Poate că merge până în comunitate și ajunge la părinți, iar când ajunge la părinți se lovește de o multitudine de factori. Ceea ce se întâmplă atunci când vorbim despre abandonul școlar este ca și cum am vedea un iceberg, doar vârful icebergului, fără să înțelegem complexitatea fenomenului de dedesubtul apei. Și cadrul didactic pus în fața unei complexități, unei multitudini de factori intercorelați, care unul pe celălalt se influențează în mod negativ și influențează prezența copilului la școală, dintr-o dată începe să cocheteze cu ideea de neputință. Pentru că problemele de acolo sunt probleme care țin și de familie. Vă mulțumesc, doamna ministru, că sunteți cu noi astăzi. Vă mulțumesc, domnule ministru, că sunteți aici astăzi. Sunt probleme care țin de domeniul social și dintr-o dată cadrul didactic începe să gândească oare la primărie, cum va trebui asistentul social să vină să rezolve această problemă. Ba mai mult decât atât, am văzut și multă boală fizică. Părinți care se confruntă cu probleme de sănătate. Și atunci va trebui probabil să mergi și la medicul de familie, spune cadrul didactic. Și va trebui să ajung și la DGASPC. Și dintr-o dată își dă seama că este doar un cadru didactic. Care a doua zi va trebui să meargă la școală, să-și facă o cruce și să spună sper să vină copilul și astăzi. Și copiii încep să nu mai vină. Și nu vin în proporție de peste 6 ori mai mult în mediul rural decât în mediul urban, de tot atâtea ori mai mult în medii defavorizate, cu pregădere comunități de romi, aparțin unei comunități de romi, sunt rom, și de 6 ori mai mult copiii romi din aceste comunități nu vin, încep să abandoneze școala și trebuie să ne punem marea întrebare, ce putem să facem? Și am auzit aceste soluții și mă bucur. Sunt aici ministerele care trebuiau să fie la această masă. Vorbim despre problemele care sunt legate de familie și am auzit despre programele pe care doamna ministru Firea le-a propus, le-a avansat, iar aici avem nevoie doar de primarii, Consiliul Județean, Prefectura, toți să ne dăm mâna pentru a accesa aceste resurse care ne sunt astăzi ca o gură de oxigen. Cineva ne plătește rețeta medicală pentru următorii 7-8 ani, în perioada următoare, printre care și noi, România, prin contribuțiile pe care le aducem la nivelul Comisiei Europene, haideți să luăm acești bani și să-i folosim în interesul copiilor. Am auzit despre venitul minim garantat, venitul de incluziune și cum el este corelat de data aceasta cu încurajarea părintelui pentru a-l susține pe copil să facă pașii corecți în direcția școlii. Evident că vor fi mari dificultăți în ceea ce înseamnă mentalitate, în ceea ce înseamnă încredere, în ceea ce înseamnă stimă de sine, în ceea ce înseamnă conectarea cu piața muncii. Și da, domnule ministru, conectarea cu piața muncii este soluția. Și mă bucur că ați spus aceste lucruri. Copiii din comunitățile dezavantajate, zeci, sute și mii de copii cu care am interacționat în ultimii 30 de ani, își doresc o meserie. Ei nu visează să fie medici.
Știu că nu vor ajunge niciodată acolo, pentru că nu există pattern-ul din familie pe care să-l replice. Dar fiecare visează să aibă un ban în buzunar câștigat prin sudoarea, prin sudoarea mâinilor lor și a frunții lor. Și da, cred că ducându-i în această zonă a învățământului dual, profesional, tehnic, copiii sunt soluția României pentru viitorul nostru prin accesarea locurilor de muncă bine plătite. Pentru că să nu ne îmbătăm cu apă rece, nu își dorește nimeni un salariu minim pe piață astăzi prin muncă necalificată, prin a munci la negru, prin a te duce la, nu știu, să te bucuri de bunăvoința unui antreprenor. Și sunt aici mulți antreprenori și vă salut pe toți. Avem nevoie de forță de muncă calificată, iar această forță de muncă trebuie promovată încă din clasa 7-a și a 8-a, conectându-i cu angajatorii, ducându-l pe copil acolo. Haideți să dăm drumul la aceste programe de mediere școlare, de promovare, de mediere a relației dintre școală și angajator, pentru că acești copii, să știți, domnule ministru, că am fost la Oradea la lansarea acelui program pe care l-ați făcut, acolo au fost mii de copii conectați cu piața muncii. Și acolo sunt meserii plătite foarte, foarte bine. De-abia așteptăm să vedem această schimbare și sunteți aici și vă invit, și cu asta aici am să mă și opresc, vă invit să faceți parte din această echipă multidisciplinară a celor care înțeleg că doar printr-o abordare integrată putem să abordăm fenomenul educațional, fenomenul abandonului școlar, fenomenul părăsirii timpurii, încercând să înțelegem odată pentru totdeauna că Ministerul Educației nu poate să rezolve o problemă care are cauze și rădăcini înfipte adânc în multe și vari domenii. De aceea vă mulțumesc pentru disponibilitatea noastră și vă doresc succes în tot ceea ce faceți.